programul din această săptămână a Filarmonicii Brașovene cuprinde trei lucrări. Prima lucrare, Alborada del Grazioso de Maurice Ravel, o lucrare impresionistă, o lucrare scurtă, dar plină de evenimente muzicale. Mi-aduc aminte cu mare drag de această alboradă când eram student în anii 76-80 la București. În 78, Sergiu Cerevidache a venit la pupitrul Filarmonicii George Enescu și printre altele a dirijat și această minunată bijuterie muzicală. Cea de-a doua lucrare este o lucrare pentru un concert pentru două piane și orchestră de Max Bruch, opus 88A, o lucrare care, în ciuda sparge puțin tiparele concertului, are patru părți, nu trei, cum are un concert obișnuit. Bine, cu patru părți mai există și concertul 2 de Brahms pentru pian și orchestră, dar e un concert romantic, o lucrare care place, sper să placă publicului, o lucrare mai rar cântată, nu știu de ce, probabil că e problema cu materialul de orchestră, că se găsește foarte greu. Ultima lucrare, cea de după pauză, în ultima lucrare, în program am inclus tablouri dintr-o expoziție de Maurice Ravel, de Mussorgsky, în orchestrația lui Ravel. Știți că există o orchestrație a lui Rimsky-Korsakov, dar se pare că în istoria muzicii s-a impus această variantă orchestrală a lui Ravel. O lucrare care e foarte plăcută și la ascultat și la cântat și știu că orchestrele cântă cu mare drag. Este o lucrare care reprezintă o orchestră sau poate reprezenta o orchestră pentru că sunt foarte mulți soliști. Chiar prima promenadă începe cu prima trompetă, solo și așa mai departe. Există tubă solo, există saxofon solo, fagot solo, deci sunt foarte multe corn, sunt soliști instrumentiști care creează un tot muzical.